Da, învățământul românesc nu pare a fi pe mâini bune, pentru că numai cu puțin timp au fost făcute publice rezultatele de la proba scrisă din cadrul concursului pentru profesori, pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar, iar rata notelor peste 7 obținute de candidații care au susținut proba scrisă nu este una foarte bună, undeva în jur la 45%, sub 45% mai precis, în scădere față de rezultatele consemnate în ultimii ani. Și discutăm despre aceste rezultate cu domnul ministru Sorin Câmpeanu. Este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule ministru! Da, bună ziua! Cum să ne explicăm aceste rezultate? Erau foarte grele probele sau cum se explică faptul că sunt note atât de proaste? Nu acesta este motivul. Motivul constă într-o scădere continuă a atractivității profesiei de dascăl. Chiar dacă și în anii 2018-19 au fost înregistrate procente asemănătoare, 46-47%, acum avem într-adevăr mai puțin de 45% note peste 7, iar pentru a putea fi titular pe perioadă nedeterminată este nevoie să obții nota mai mare de 7, pentru suplinire e suficientă o notă mai mare de 5, procentul notelor de 5 este puțin peste 35%, adăugând cei 45% peste 7, avem 80% note peste 5. Deci avem 20% procentul celor care au dorit să devină profesori, dar nu au reușit să obțină nici măcar nota 5. Este o realitate tristă, cu atât mai mult cu cât candidații din promoția curentă au încă rezultate și mai slabe. Avem candidați care au obținut nota 1. Un număr de 15 candidați au obținut nota 1. Avem și candidați eliminați pentru fraudă, iar dacă ne raportăm la totalul celor înscriși, pentru examenul de titularizare, un număr de 34.120, 25.000 au ajuns la proba scrisă, au ajuns să aibă note, nu au depășit celelalte probe, iar din cei 25.000, doar 11.000 au reușit să obțină note peste 7. Este o consecință a atractivității scăzute a profesiei de dascăl. Este o consecință a salarizării slabe, îmi pare rău că trebuie să o spun, foarte slabe, la nivel de profesor debutant. Atunci când avem nevoie de echitate în educație, când avem nevoie de profesori bine pregătiți în școlile din mediul rural, spre exemplu, la acest salariu de 2400-2500 de lei net, este greu să convingi cei mai buni absolvenți ai învățământului superior să se îndrepte către profesia de dascăl. Ori în educație, dincolo de resurse financiare, dincolo de infrastructură, este nevoie în primul rând de dascăl. Este nevoie de măsuri care să redea atractivitatea profesiei de dascăl. Bun, deocamdată nu ați reușit să le dați salarii mai mari, ceea ce e o problemă în sine, dar, nu știu, alte variante, niște facilități pentru cei care să meargă să predea în mediul rural și nu numai, că și cei care ajung să predea în orașele mari sunt foarte pregătiți. Vom avea cu siguranță în vedere în pachetul legislativ pe care va trebui să le elaborăm pentru a fi lansat în dezbatere și consultare publică în data de 1 octombrie. Este un termen foarte scurt, foarte ambițios, însă, după cum bine vedem, este o urgență a unor schimbări în sistemul de educație. Bun, dacă sunt este un semnal de alarmă. Cei tineri atât de slabi, e o soluție poate pentru profesorii care se apropie de pensie sau care au ieșit deja la pensie, nu știu, un stimulent pentru cei care doresc, poate, numai pentru că s-a schimbat și legea pentru persoanele care doresc să mai rămână în activitate după ce ajung la vârsta de pensionare. Poate aici să fie o soluție, domnule ministru? Soluția nu poate să fie unică, soluția poate să fie una complexă, aplicată pe mai multe planuri și la acest lucru vă asigur că vom lucra. Săptămâna asta se constituie grupul de lucru interministerial pentru implementarea proiectului România Educată. În data de 10 septembrie vom avea și un plan de implementare, iar în data de 1 octombrie va trebui să avem și propuneri concrete pe care să le prezentăm public. Bun. Pentru a rezolva inclusiv aceste aspecte pe care foarte corect le-ați adus în discuție. Abia aștept să le aflăm și noi, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Dezastru la titularizare, din păcate, îl recunoaște și domnul ministru. Sunt note mai slabe față de alți ani, nici în alți ani nu stăteam bine. Acum stăm și mai rău, după un an complicat, după un an în care tot învățământul a fost afectat de varianta online pe care au trebuit să o adopte toate școlile.
Noi mergem mai departe, urmărim acele planuri ale Ministerului Educației, vor fi și ele prezentate undeva până în octombrie. Cu siguranță vom vorbi despre aceste lucruri și cu siguranță vi le vom prezenta.